moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. În ultima perioadă obișnuiam cu tata să venim pe aici, să facem plimbări. Și chiar din start tatălui a plăcut foarte mult. Și de fiecare dată când plecam, îmi spunea: dar mâine o să mai venim pe aici, ticule? Spunea: sigur că da, sigur. Iată, casa și ei acolo ea, cu pliț și saraiul, a potrăit ea așa. El e sosiet cu mine, eu sunt dincolo și el e dincolo. Casa părinților a fost pe locul ăsta, aici. Duceam în teatru popular aici, da. Și eu de câte ori mă întâlneam cu dânsul, el era mic de atunci, dar amul când era mare, da, el pomenea de piesa lui Gogol, revizorul. Când noi am pus piesa asta, eu nu știu, atunci era, îmi pare că 100 de ani, al lui Gogol, ceva era, și piesa asta am pus bine, erau buni băieți atunci, au jucat și învățători, și elevi au jucat, dar el era micuț și vine la toate repetițiile, la toate repetițiile, dar de acum cei care jucau în piesă îl pare că a venit micul regisor la noi, da. Și iedem, când se ducea acasă, el avea o soră mai mare decât dânsul și făceau teatru. Și când mă întâlnim eu cu tatăl și întreba ce mai face. Că l-am uitat, nu Iacob, el dezmerdam noi, da. Iacob Burghiu, el... Iașa, Iașa, ce mai faci Iașa? Deci Iașa ne-a făcut o colbaraie în casă cu Tamara și joacă piesa, zice aceea dumneavoastră. Da. Mama mai mult semăna. Mama lui era din familia ciubărânilor. Dar tatăl era Burghiu, Burghiu, el, văd că spunea Burghiu. Dar de ce spunea el Burghiu de la Burghiu? Că eu am stat de vorbă dat cu dânsul și zic, poate familia dumneavoastră vine din Germania, de la oraș Burg. Poate acolo. Și atunci el s-a gândit, poate că, într-adevăr, așa e, că familia lor, bunelul lor a venit aici, cu familia asta, Burghiu, Burghiu, noi ziceam Burghiu, dar de, el s-a pus Burghiu acolo, da, de la Burghiu.
iac acolo. Dar el aici a avut căsuță cu stu, cum era înainte. Nu mare, nu... Da. El aici a fost sărac, o trăită, s-a pierdut, păcat de dâns. Are un băiat, mă tin, Costic. Știind realitatea care este, deci fiind permanent alături de dânsul, totuși plecarea a fost neașteptată pentru mine. Până în ultima clipă speram și... Mai multe întrebări sunt, cred eu, aș întreba despre mai mult, chiar despre elementarul, de ce apare luna pe cer, de ce apune soarele. Dar nu l-am întrebat niciodată, este fericit sau nu? Vrei, nu vrei, despre un om care s-a trecut, nu poți să spui și adevărul și neadevărul și să-l faci și așa și așa, vreau să-i dai trăsături. Că dacă vrei să-l ridici pe erou, trebuie să-l înjosești, înțelegi? Trebuie numai decât să-l înjosești și atunci el crește. Îmi plac ochii omului, ochii care nu mint, chiar dacă ei sunt tot dracani, chiar nu știu ce, chiar dacă se genează, dar sunt ochii, este suflet. Работал он обычно в этом кабинете. Мы сюда никто не имели права ни зайти, ни уборку сделать. Он все это делал сам по настроению. И он закрывал дверь. И даже если я приготовлю обед и приглашаю, там постучусь, а он говорит: «Мэй, я тебе должен сказать, ты хоть раз письмо напиши». Ну что, это труд, и труд такой кропотливый и постоянный, понимаешь, как когда действительно что-то приходит, надо успеть записать. Вот. И он всегда упрекал меня, что если я иногда врывалась, ну там, или пообедать, или поужинать, или вижу вообще, он уже сидит безвылазно. Вот. Он меня ругал за это. Ругал. Ну вообще-то мы знали, что ему мешать нельзя. И Костя, и я. Fiecare dată ne puneam un scop de a... Astăzi mergem până la banca cu tare, mâine până la banca cu tare. Ne bucuram de succesele pe care le realizam. Succesele de bucurie, amestecate și cu o tristețe. Am ajuns și până la Iaz, până la Iazul din Grădina Botanică. Dar... În acea perioadă, fiind la grădină botanică, plimbându-ne, duceam lipsă de un dialog verbal cu tata. Era un dialog tăcut. Vai, cât am rămas de neschimbat! Pretutindeni aș înălța un oraș, pretutindeni aș semăna o pădure după chipul și asemănarea furtunii. Norilor cu forme de cai le-aș atinge întreagăt coama de ceață subțire.
m-aș ascunde râzând într-o ele de nea strevezie, singur curtând pe umăr povara târzia stelilor, fără să bag de seamă că înțelepții zâmbesc în tăcere. Foarte amărât când am aflat de dispariția dintre noi a lui Iacu Burghiu. L-am cunoscut încă în adolescență, în copilărie. Eu am învățat la Zăicani, în clasa a 8-a și a 9-a. Și erau două clase de a 8-a. Cei din Zăicani, între care era atunci și Iacu Burghiu, și cei veniți din satele din jur, Pociumbăuz, Pociumbeni, Druță, Horodește, Varatic, erau și de pe la Zăbriceni, la Chiurt și de peste tot, și aceștia făceam clasa a 8-a B. Și era o concurență între noi, erau unii foarte țâfnoși, îngânfați, cei de la Zăicani. Pe Iacob l-am cunoscut în primul rând că era viguros și nu era logoreic, nu era lăudăros, era foarte și totdeauna căuta dialog. Trecea pe la noi, mă oprea, discuta cu noi și discuta cu totul alte lucruri. Cum ne prindea vreun zăicănean pe acolo, cum zicea, ei, Gughiuță, sau ce, ți-a făcut curent electric, ați făcut și ne porecleau. Pe când Iacob începea discuții bătrânească. Deci mi-a plăcut totdeauna din copilărie, așa l-am ținut minte în clasa 8-a, 9-a, după aceea eu am plecat la Zăbrăceni, după aceea am plecat și nu ne-am mai văzut timp îndelungat și voi reveni. Un băiat foarte liniștit, foarte calm, așa ca un fel de Jean Gabin, era și simpatic, plăceau fetele, că erau fetele mai frumoase la noi. De fapt, nouă ne plăcea cele din Zăicani, dar lor, zăicănilor, le plăceau cele din clasa noastră. Și era și menționat totdeauna Iacu Burghiu printre primii. Era o competiție, Gaindre Constantin, Victor Pântea și Iacu Burghiu erau totdeauna cei mai buni în clasă și chiar pe școală și ne făceau nouă concurență, noi ești la alți care prin definiție era mai slab pregătiți că venind din satele astea nu, fără mari pretenții cum erau zăicănene care au avut pe timpul și partide politice și mișcări de dreapta și de stânga și așa mai departe. A fost o perioadă când plecam destul de des până a face studii în România. Eu plecam pe o perioadă de vară, pe vreo două luni jumătate și de fiecare dată pe tatăl îl așteptam cu nerăbdare să apară în poartă, mă uitam pe geam. Erau niște sentimente extraordinare când venea, trebuia să vină tatăl. Deci era și o sărbătoare. Deci la bunica n-aș putea spune cum am simțit rău. La bunica e ca la bunica, e foarte bine și tata, observam și eu, și tata se bucura, se uita, măi, dar tare a început să mai samin cu nana Tamara, sau măi, ai spus-o ca bunica Dunia, ca mamuca Dunia, ai spus-o acum. Și se bucura extraordinar. Вообще он красивый был,
я как-то сначала не очень это замечала, потому что училась, я увлечена была учебой своей, а потом красивый, добрый, интересный для меня, потому что он меня водил в кино, запретные фильмы мы с ним смотрели, много гуляли. Ну и как на него нельзя было обратить внимание? Это вообще самый красивый человек, что внешне, что душой. Dat seama că tata este cineastă, la 5 anișori, fiind la grădinița de copii, tata realizat pe atunci filmul Fii fericită, Iulia. Și m-a filmat și pe mine acolo. Venea microbusul după mine cu echipa de filmare, mă luau la filmări. M-am simțit și eu într-un fel vedetă și important de tot, la 5 ani. Am avut un rol secundă, dar, cum spunea tata, foarte, foarte important. Și îmi zicea el pe atunci, uite, ticule, asta va rămâne ca o amintire și ai să vezi, ai să crești mare și ai să te bucuri și ai să te uiți. Ți-am lăsat o amintire foarte frumoasă. Iacob Burghiu nu mai este printre noi, echipa cu care am lucrat la un film, dincolo de faptul că am fost colegi, dumnealui un prozator, dumnealui un poet, un coleg, un bun prieten, am avut norocul, destinul probabil, am avut norocul de a lucra la un film împreună. Eu în calitate de scenarist, dumnealui regizor. Un film Să fii fericită, Iulia, un film filmat în începutul anilor 80, pe atunci pe când încă nu venise perestroica, pe atunci încă pe când în cinematografie domina probleme ideologice foarte serioase, treceau doar teme bine verificate și mai departe. Eu am îndrăznit să vin cu o dramă de familie. Se întâmplă ceva într-o familie, în afara politicii. Очень трудно было тогда снимать и делать то, что ты хочешь.
Потому что в кино тогда руководили бывшие председатели колхозов, бывшие слесари, токари. Вот у нас Куницкий был, Иван Ефремович, Царство Небесное, Иорданов. Они в кино мало что понимали, но такая идеология была, наверное. И очень было трудно ему. Он иногда так расстраивался, так переживал, что порой не хотел никого видеть. Вот был случай такой, что он в кровать лег и говорит, кто придет, не пускай. Уставал от этого, уставал от этой борьбы, которая, эта пустая борьба, вот, она мешала творчеству, она мешала, отвлекала от этого. Am avut încredere în Iacu Burghiu. Mi-a plăcut totdeauna ce a făcut el în plan profesional, nuvelele, filmul, știu, filmul acela etnografic, care l-am văzut, ne-a emoționat, m-a emoționat pe mine la Moscova, dar nu percepeam de ce atâta zarvă la studioul Moldova Film și nici până asta nu înțeleg de ce era interzis sau de ce nu-i plăcea lui, de ce nu-i plăcea lui Kunitsky sau nu știu mai știu cui acolo, în tot cazul nimic nu plăcea. Din cauza că avea el bocitoare, dacă mi-amintesc eu bine, era un film foarte interesant și faptul că a filmat pe viu, faptul că nu știu ce zicea acolo, era niște virgule, niște accente puse care, din punctul meu de vedere, ca om care le vedea toate din prisma politicului și a luptii de liberare națională, era, a fost o contribuție. Deci eu îl percepeam pe Iacu Burghiu ca unul dintre intelectualii noștri, ca toți ceilalți care erau la VGIC, și cei care învățau și făceau doctorantura în orice domeniu contribuie la apropierea zilei care avea să se urmeze. Când я думаю о том времени, у меня такое ощущение, что мы все тогда напоминаем мне все тогдашние Д'Артаньяна. Это было, мы были уже доведены до крайней точки, так сказать. Мы, и дальше шло уже с какой-то лихостью даже, так сказать. Во-первых, мы проломили эту стену, которую 3 дня назад казалось несокрушимой. Мы ее проломили. Значит, тогда на собрании Тома, о котором я говорю, продолжавшемся, так сказать, практически сутки, под утро, значит, было новое руководство Союза, значит, создано, секретариат, и в том числе я стал одним из секретарей Союза писателей. Тогда такая была форма. Что меня осенило, я сейчас не могу сказать, но Яше я говорю, Яша, что будет завтра, мы не знаем. Ковать железо надо горячо. Давай снимем с полки календу. Да ты что? Да, давай. Не знаю, откуда у меня набралось столько, скажем, тогда юного нахальства. Мы не из этого кабинета, а из соседнего. Я звоню тогдашнему председателю, как он назывался, не гостили радио, ну, в общем, как-то радиокомитета. Ну, я такой-то, да-да-да, здравствуйте, мы уже были на слуху, значит. Ну, я говорю, не буду отнимать у вас много времени, значит, вот мы тут подумали, значит, свои писатели решили, что завтра вечером мы хотим посмотреть «Колинду». Говорит, как? Это так? Надо снимать с полки, мы хотим посмотреть. Ну, что вы, она должна пройти худсовет. Какой худсовет? Разве вы не поняли меня? Завтра после программы «Время» мы, свои писатели, будут смотреть «Колинду». Ну, до свидания. На следующий день «Калинда», пролежавшая
черт знает сколько времени на полке, значит, пошла по нашему телевидению. Eu mă știam un personaj care toată viața m-a luptat cu dictatul imaginii, dictatul văzului, care mă încurca să gândesc, să visez. Adică imaginile mă presau, mă dominau. Și iată că s-a întâmplat să răspund la apelul colegului, tânărului coleg, Iacob Burghiu, să facem împreună un scenariu de film. Avea băiatul nevoie de o susținere și eu am răspuns la acest apel, la această chemare. Filmul ăsta, spre sfârșit, a filmat un mic episod unde este băiatul meu, care s-a pierdut, sărmanul. Avea vreo 6 anișoare. Și acolo, la cimitir, unde începe o ploaie, nu știu ce, și cineva îl ia din mână și îl duce din mână, și a rămas, cum zice, imortalizat în acest episod, băiatul meu, pe care l-am pierdut la 24 de ani. Дядя Андрей, Таня предательница. Большой парень, пора уже понимать, что можно, а что нельзя. Заходите во двор. Заходите, заходите. Сюда, сюда. Езжай в ту сторону. А вы ко мне. Поближе, поближе. Смелее, смелее. Не стесняйтесь, порадуем песни сейчас. Эй. Но, ходи, ходи, ходи. Но. Iacob, având acest simț muzical, simț ritmic, simț melodic, simț a integrității, a acestui integru, ceea ce este filmul acest, această sinteză de imagine și sunet, a așezat muzica foarte, foarte bine și eu eram și atunci mulțumit și acum când privesc eu și acum văd aceste cadre unde unde sună această muzică și câștigă mult, cum se cheamă acum să fac, acum să fac, zice, clipuri. Deci ăla era clip, oricare, fiecare secvență era capabilă de a exista sine stătător. Стрелки бегут на втором дыхании. Ой.
Iacob Burghiu a fost, el la caracter era nu de fiecare dată și de la prima vedere puteai să-l prinzi ce idee dânsul are, ce stare sufletească în el acolo mocnește. El mai mult mocnea într-adevăr acolo în interiorul lui și mai mult puteai citi starea lui în ceea ce filmează dânsul, în ceea ce scrie dânsul, în ceea cum se comportă, fiindcă puteai nu toate prin cuvinte, mulți cărți, multe vorbesc și vorbe și rămân. Dânsul mai puțin vorbea, mai mult aceste sentimente le transmitea sau le prefăcea prin lucruri concrete. Și de un sentimentalism de excepție. Probabil că mai rar printre colegii noștri manifestă cineva o astfel de generozitate, sentimentalism, îl mira orice, îl impresiona orice. Era un om foarte sensibil la necazurile și la lucrurile frumoase. Uite, acest lucru întotdeauna mă impresiona profund și întotdeauna vroia să se împartă cu cineva, să-și împărtășească ceea ce a văzut, ceea ce a citit, ceea ce a scris, chiar și cu lucruri aproape personale. Să-i cer ceva lui Iacob Burghiu și el să te refuze așa ceva, eu nu mi-amintesc. Cu cât trece timpul, cu atât îmi dau seama că Iacob Burghiu a avut cu adevărat un fel al său de a privi lucrurile, de a înțelege lumea, de a vedea ceea ce se întâmplă în jur. Chiar și astăzi, uneori, când văd un anumit fel de a răsări soarele, cum cade lumina sau umbra pe lucruri, tot timpul îmi zic că mă gândesc cum ar fi reacționat Iacob Burghiu la asemenea cadre. Ba mai mult decât atât, e un tic al nostru, al meu și al prietenului meu Nicolae Răileanu, de a trăsări la anumite, eu știu, cadre așa întâmplătoare din viață, spunându-ne, uite, ăsta e pentru Burghiu. Foarte mult, în 2, 3, 4, 5 propoziții să vă expuneți, fiindcă aș vrea o metaforă, ar vrea ceea ce este esențial. În tot parcursul activității sale, Iacob Burghiu a vorbit despre satul lui și este scriitorul acestui sat. Iar scriind despre satul Zăicani, scrie despre neamul nostru, scrie despre aceste meleaguri, despre acest plai meoritic, și însăși titlurile cărților lui
vorbesc despre aceasta. N-a fost zi că n-a venit cu niște probleme a cuiva dintre dumneavoastră. Un om adevărat, în sensul din acest cuvânt, trebuie să trăiască cu mintea proprie sentimentele altora. Și vă spun că, iată, Iacob Burghiu e un exemplu a acestei cerințe, acestei națiuni și acestui adevăr. El de mult vroia să mă filmez la dumnealui în filme ca actor. M-a și probat de vreo câteva ori. Nici nu știu cum îmi plac împrejur. Eu ba eram plecat, ba nu-mi prea plăcea materialul ăla, ba hai să ia-l pictare că e mai potrivit, fiindcă, slavă Domnului, cu toți de vedere n-am complexe. Dar până la urmă și-a adus, și-a ajuns țelul. Și acum vă descoper marea taină care era la Ministerul Culturii. În fond, eu, lucrând în calitatea de ministru, am fost distribuit aproape zilnic de el în diferite roluri. Ba îmi spunea că, domnul ministru, trebuie să vă duceți acolo și uite ce se întâmplă acolo. Trebuie să facem multe aceea și aceea. Aici n-ar fi bine să luați cuvântul, lăsați-i pe cei să vorbească. Dar aici ieșiți dumneavoastră și vorbiți. Și cam totdeauna, când sunt repartizări de roluri, el a mai făcut niște repartizări și s-a mai pomenit și un Iago pe acolo, s-a mai pomenit și câte o jigodie. Dar ce să-i faci? Asta este spectacolul vieții. Mingea, iarna, și eu, mărgând pe stradă, mă merge unul înaintea mea, cu niște hârtii, citea ceva și striga: extraordinar, minunat, bravo ție! Făcea așa și eu din urmă mergeam. Mă, ce-i cu omul ăsta, mă? Urme mari de el, avea niște picioare de un metru, niște tăi de un metru, și mă zic, cine e ăsta, mă? Pur m-am făcut cunoștință. El își citea redacția, își citea paginile care urmau să apară în revista Nistru. Și el își citea corectura, spunea: genial, genial, bravo ție, sunt orice. Și eu spun: cine mai e genial, că numai eu sunt genial în Moldova, de unde te-a luat? Și eu spun: noroc, Nicolae, de atunci cine Burghiu. Și el s-admira citindu-și text. El și-a fost un om rătăcit în secolul nostru, în secolul de mai apoi, în anii mai apoi. De o bunătate rară, vrea să facă bine, dar cine a luat în serios pe romantici? El scotea în prim plan oamenii de care el, cu intuițiile lui, avea nevoie ca procesul spiritual de la noi de aici, din Basarabia, să meargă înspre lumină și vis-a-vis de lumină. Nu cred că e o metaforă mare atunci când vorbim de lumină. Este o normalitate pentru viața noastră omenească. La podul de flori, și el a fost unul din organizatorii podului de flori, lucrul ăsta nu trebuie să-l uităm, fiindcă, da, au stat acolo în frunte niște oameni, dar cel care a alergat și a adunat oamenii și i-a așezat în rânduri și a făcut ordine în acea mulțime uriașă acolo, și timp ce mulțime uriașă a fost, acela a fost Iacob Burghiu. Așa a fost voia Domnului, ca să ne cunoaștem cu
ca să mă cunosc mai bine zis cu domnul Iacob Burghiu, chiar din primele zile când am fost numit slujitor în această Sfântă Biserică. Sfânta Biserică din satul Zăicani era lipsită de toate podoabele bisericești, după acei ani grei de ruină. Și iată că dânsul, fiind un om râvnitor către buna credință, a venit ca să-mi dea o mână de ajutor pentru a împodobi biserica și a o aduce la condiția normală de cândva. Chiar și astăzi citesc cuvântul lui Dumnezeu la Sfintele Liturghii din Evanghelia donată de domnul Iacob Burghiu. Toată vremea când revenea la baștină, găsea câteva clipe ca să ne întâlnim, să ne sfătuim cum să facem ca credința strămoșească, ca credința ortodoxă să fie mai temeinică. Благословите нас на это дело, чтобы это фиксировалось на пленке, мы хотим мы хотим все снимать, я имею в виду, все снимать, все моменты, которые этого события. Кроме того, вместе с этими людьми самые значительные места Иерусалима. На Ипатум και να ευχηθούμε και τα πλέον σπουδαία μέρη των Ιερουσαλήμων. Η πρόση πάσχου από πλάκα σκαλίνη στην υγεία σας για την επιτυχία σας. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατον για τα ωραία του λόγια και την αισθήματα. Lui plăcea să fie frumos, îi plăcea să fie atrăgător, ceva cu gust, ceva cu gust. Da, și eu spun, bine, eu sunt pentru, schimbăm ferestre, numai le aducem pe cele noi și le scotem peste vechi. Cu părere de rău, n-am dovedit ca să le facem, n-am dovedit să le facem, da. Am simțit din partea lui să fie nemulțumit de țară. Nu, n-am simțit niciodată.
dragostea lui extraordinară, prin revenirea lui de la Moscova aici, de a rămâne aici, de a crea aici pe loc. Aici era sursa lui de inspirație, de aici venea și... și de a face bine aici, aici în Moldova. Вообще мы могли остаться в Москве, его на студию Горького приглашали, я могла остаться в стажерской группе Большого. Но я вот умом, тогда еще молодая была, поняла, что ему как писателю надо быть на родине. И его бы никакой силой нельзя было ни в одном городе мира удержать. Totul începe de la Eminescu. Îmi pare foarte rău că am venit cam prea târziu la această manifestare, dar în același moment îmi pare bine că Eminescu totuși e înaintea noastră. El pășește înaintea noastră și noi trebuie să facem tot posibilul să venim, să-l ajungem, adică să fim alături de Eminescu. Noi astăzi am întârziat. Cred eu că mâine nu. Un lucru foarte, foarte interesant, care făcea parte din strategiile lui de a gestiona cultura și de a se gândi la viitor și de a căuta oamenii talentați și de a-i băga pe ei în prima linie, dându-se pe dânsul în spate. Acesta era Iacob Burghiu. Te-ai bucurat cât 10, în 10 tu să fii de 10 ori. Cum o să mori când viața ta va trece, mai vie când ai tăi moștenitor? Cum o să mori când viața ta va trece, mai vie când ai tăi moștenitor? Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.